Bă, deci nu că e frig, cred că sunt minus 10 grade acum afară, în momentul în care mă trezesc și o să filmez. Bine, filmez în cameră, dar dacă aș filma afară, nu cred că aș reuși să fac mare lucru, pentru că mă îngheață mâna pe trepied de-a dreptul. Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Dragilor, din nou vin cu un videoclip înaintea voastră. Îmi cer scuze pentru că nu am prea filmat în ultimul timp, dar este o vreme destul de nașpa afară. Am răcit și acum sunt foarte răcit, abia vorbesc, de aceea pot și eșarfa asta la gât, dar contează că astăzi facem un nou video și un video mult așteptat de către voi, acela în care să vă promovez canalele voastre și munca, contentul pe care îl depuneți pe canalul de YouTube, ca să vadă și alții că nu doar eu sunt creator pe YouTube și mai sunteți și voi și bineînțeles să fie frumos, nu? Dragii mei, vreau să-mi cer scuze la început pentru că acest videoclip era programat încă de anul trecut, din decembrie, că voiam să fac acest videoclip cu promovări și un Q&A pe care nu am apucat nici în zi de azi să-l pun pe canalul de YouTube, dar este filmat, cum spuneam, și am să-l pun ca să-l vedeți. Dar până una alta să trecem la videoclipul de astăzi. Ce aș vrea să precizez la început, eventual, dacă nu vă găsiți în acest videoclip, nu am făcut foarte mulți, nu am ales foarte mulți care să prezint canale, însă am ales pe cei care au, de exemplu, 15, 20, 30 de abonați în sus, aproape de 100 de abonați, în fine, de chiar dacă depășesc 100, dar ce contează foarte mult să aveți videoclipuri, dragii mei, pentru că dacă ai un videoclip sau două pe canal, nu am ce să prezint, adică nu am ce promova, să zic, ce să zic de canalul tău. Adică, bun, zic, bă, uitați-vă la băiatul acesta, la respectivul băiat, fată sau în fine, și știu eu, face lucrul acesta, adică face vlog, de exemplu. Dacă tu ai un videoclip, nu am de unde să știu cu ce este canalul tău, cu ce se mănâncă, mai bine zis, canalul tău, dar, cum spuneam, da, deci dacă dorești și tu o promovare, nu uita să lași acest videoclip în comentarii, dacă doriți să continuăm seria aceasta, stați jos în comentarii un mesaj, vreau și o promovare sau fă-mi și mie o promovare, chiar dacă nu am reușit să vă bag pe toți în acest videoclip, adică toți care mi-ați scris și așa mai departe, nu este nicio problemă, dacă doriți, îmi scrieți în comentarii, cum spuneam, printr-un like și continuăm seria, dragii mei, pentru că este frumos și ducem până la bun sfârșit și nu este nicio problemă. Important este ca să aveți câteva videoclipuri pe canal, ca să pot să, știu eu, să spun altora să vadă sau să știe la ce să se aștepte din partea canalului vostru și, da, așa mai departe. Așa că să trecem la videoclipul nostru de astăzi. Prima promovare sau primul canal pe care doresc să-l promovez în acest videoclip este canalul lui Andrei Bâldea. Din câte am văzut pe acest canal, m-am uitat întreagă, așa să zic, în mare, am văzut că este sau se bazează pe faze comice, pe chestii funny și totodată pe gaming, câteva jocuri, extracții din jocuri și așa mai departe, tot felul de chestii ce se bazează pe aceste două criterii. Deci, cum ar veni, este împărțit în două, în gaming și faze comice, deci cam asta este. Următorul canal este al Denisei David, face vloguri, din câte am văzut, vloguri, eventual daily vloguri, dar pe asta se bazează, vloguri și activitatea din viața de zi cu zi, ceea ce fac și eu pe acest canal de YouTube. Următorul canal, simplu vlog și gaming, cum sună și din titlu, deci este vorba despre vlog și gaming. Din câte am văzut, vloguri prin excursie, daily vloguri, gaming, știu din fel și fel de jocuri, parcă GTA sau nu mi-aduc aminte, am văzut câteva videouri pe aici, dar nu mai știu exact din ce este, dar contează că se bazează pe vlog și gaming. Următorul este canalul HD Mike Raw, adică acest canal, din câte am văzut pe el, se bazează pe faze funny, să zic așa din nou. Mai mult sau se axează pe Nelson, să zic așa. Vreau să precizez că acest canal are doar 5 videoclipuri în momentul în care filmez acum, dar m-a atras faptul că a făcut câteva chestii cu Nelson care sunt de dreptul spectaculoase și m-a determinat să-l pun ca să-l vedeți și voi. Așa. Următorul canal, Platypus. Știu un băiat care face, să zic așa, vloguri, diferite filmulețe, se bazează din nou pe activitatea de zi cu zi, văd un Q&A pe aici, deci
tot cam așa chestii legate de vlog, de filmatul cu camera, mă înțelegeți, așa. Iar în final, ultimul canal pe care vreau să-l promovez și cel care m-a impresionat cel mai mult este al lui Sergiu Moisoni, de care v-am mai spus o dată într-un video anterior, dar m-a plăcut foarte mult sau m-a determinat să fac acest această precizare, chiar faptul lui că mi-a scris în comentarii, dar un videoclip pe care l-a postat, este vorba despre zile rele, de bad days, zile rele, paranteză, uitați, vreau să le arăt aici, deci cam așa apare, așa, și chiar v-aș ruga să aruncați o privire pe canal și pe acest videoclip, pentru că nu o să pierdeți nimic. Este un sketch care mie mi-a plăcut foarte mult și apreciez munca pe care o depune. Dragii mei, cam ăsta a fost videoclipul, asta am vrut să vă arăt astăzi. Nu uitați, cum spuneam, dacă vreți și voi o promovare, scrieți-mi în comentarii. În videoclipul următor, dacă o să se strângă comentarii și doritori, o să facem din nou un videoclip pe această temă. Cam asta a fost, v-aș ruga să lăsați un like dacă v-a plăcut, un share ca să vadă și prietenii voștri și să, dacă dorești eu cu promovare, să lasă un mesaj. Și totodată să vă abonați, dragii mei, la canal ca să crește cât mai mult. Imediat ne apropiem de 1000 de abonați, dragii mei, și depășim acest număr. Știu că voi sunteți alături de mine și mă susțineți. Asta este cel mai important. Până data viitoare, v-am pupat și vă respect pe toți. Ciao!